Bună dimineața, Dani, bună dimineața tuturor. Cu toți am experimentat gelozia, fie că am fost noi geloși, fie că partenerii noștri de viață au fost geloși. În schimb, gelozia nu a dus la nimic bun, nu a salvat nicio relație, ba dimpotrivă. Despre asta vorbim cu psihoterapeutul Anca Maftei. Bună dimineața! Bună dimineața! Se spune că emoțiile sunt constructive. Putem să spunem același lucru despre gelozie? Poate să fie gelozia constructivă în relație? Cu siguranță nu. E adevărat că se spune că sunt constructive, dar în doze foarte, foarte mici, și asta doar ca să devenim din ce în ce mai conștienți de noi înșine, pentru a ne putea vindeca și pentru a putea evolua. Deci putem să fim puțin geloși? Aș spune că nu, în sensul în care cu siguranță are la bază alte problematici. De multe ori vorbim despre o tulburare de atașament și atunci oamenii devin foarte anxioși, pot fi anxioși în relații, pot fi foarte temători, și asta, bineînțeles, arată că undeva în parcursul istoric al pacientului există o traumă, mai ales în relația cu părinții. Undeva trebuie să vedem unde s-a pierdut acea încredere față de figurile pe care clientul le iubește, unde s-a făcut acea sincopă, și de obicei, bineînțeles, este în relația cu mama sau una din figurile primordiale ale copilului. Spunea Răzvan ceva mai devreme de frica de abandon. Exact despre asta este vorba, dar apare teama de abandon atunci când avem o rană foarte profundă. Și atunci când eu am o rană nevindecată din copilăria mea, când partenerul face un gest oarecare, îmi atinge acea rană și atunci este exacerbat comportamentul meu, reacția mea emoțională, și asta duce, iată, și la explicația vis-a-vis de gelozie. Cu toții am trecut prin situația în care la o masă cuiva îi suna non-stop telefonul. Era întrebat unde ești, cât stai, de ce, când vii. Cum reacționezi în fața unui astfel de partener? E extrem de provocatoare situația, dar totodată țin să precizez că în toate cuplurile responsabilitatea este divizată. Deci întotdeauna ambii contribuie într-o manieră la situația ca atare. În sensul că primul, cel care manifestă gelozia, probabil că are de lucru un picuț în zona de încredere, în zona de încredere în sine, trebuie să vadă valorile sale, trebuie să vadă ce fel de parteneri se potrivește și mai departe să comunice foarte clar: astea sunt nevoile mele, mi le poți împlini, da sau nu? În schimb, partenerul celui, să zic așa, gelos, ar fi necesar să fie un pic mai deschis, să asculte cum ar putea să-l ajute pe celălalt. Deci, până la urmă, orice relație este bazată pe foarte multă comunicare, pe foarte multă negociere, și întotdeauna responsabilitatea este la ambii. Îți mulțumim foarte mult, Anca. Cu siguranță gelozia nu salvează relațiile. Cam acestea sunt informațiile de aici, băieți. Înapoi la voi.